Am revenit a doua parte a emisiunii noastre, în care l-avem ca invitat pe Cătălin Avramescu, lider PNCC de Buzău. Discutăm despre zona Bariera Ploiești, acolo unde, după cum ați și observat, în ultima perioadă e un adevărat desant muncitori, oameni care lucrează acolo pentru a da o altă față intrării dinspre Ploiești în municipiul Buzău. Avem și un material legat de asfaltări și de ceea ce se mai face în acea zonă, după care revenim și comentăm. Noaptea trecută a fost așternut primul strat de asfalt pe viitoarea Cale a Eroilor. A fost asfaltată o bandă de pe sensul de mers către ieșirea din oraș, iar în zilele următoare va fi asfaltat în întregime carosabilul dintre intersecția cu Bulevardul Mareșal Averescu până la noul sens giratoriu. Miercuri, nu? Eu zic că într-o săptămână se rezolvă. Pe tronsonul între rond și semafoare. Între rondul de la Caufan și semafoare. O săptămână inclusiv 1 mai, 2 mai? Se preconizează să lucrăm pe 1 mai, să sărbătorim prin muncă. Au fost asfaltate și străduțele dintre cimitire. Primul trotuar este finalizat, se lucrează la amenajarea cimitirului Eroilor și a cimitirului Rusesc, dar și la amenajarea spațiilor verzi. Circulația se desfășoară în regim de drum în lucru, dar fără a se produce ambuteiaje. Totodată se lucrează și la cel de-al doilea trotuar pe toată lungimea unității militare. Se continuă și la trotuar. Bordurare, betonare, pavaj. Noi acum suntem pe pista de biciclete, viitoarea, nu? Da, dar nu trece nicio bicicletă deocamdată acum pe aici. Când va putea circula primul biciclist pe aici? Nu pot să vă dau o dată exactă. Că... Dar sigur până în 17 mai. Noi facem tot posibilul să terminăm până atunci. Cum vedeți și dumneavoastră. Pentru ca lucrarea să fie gata la timp și evenimentele din 16-17 mai să se desfășoare în cele mai bune condiții, Urbis va lucra și de 1 mai, urmând să recupereze ziua liberă. Da, vă rog, domnul Avramescu. Da, este normal să se asfalteze, este normal să se îmbunătățească starea orașului. Sigur că acest efort deosebit pe care îl fac autoritățile se datorează faptului că urmează un eveniment important aici, la Buzău. Mă gândesc că este oarecum aceeași situație ca și cu podul. Când ne apropiem de un deadline, când vedem că ne presează un eveniment și eventual vin și niște reprezentanți importanți de la București, atunci dăm pe repede înainte să rezolvăm o problemă. Cred că demararea acestui proiect de asfaltare și inclusiv punerea în practică acestui plan trebuie începută mai devreme. Adică nu mi se pare normal ca să facem totul pe ultima 100 de metri. Sigur că pot apărea și astfel de situații în care chiar nu se poate altfel, dar nu văd de ce nu s-ar fi putut prevede că va urma acest eveniment. Bun, despre schimbarea la fața intrării dinspre Ploiești s-a vorbit chiar din prima, a doua lună de la câștigarea mandatului. Da. A și spus că vrea să schimbe intrarea. Acum... Aceea a fost prima opțiune, după care s-a ținut cont de voința cetățenilor ca să se asfalteze mai întâi Birocrația centrul. Cum e în floare în continuare în România, mă rog, a făcut ca, mă rog, să fie temporizate lucrările. Vă este teamă, asta vreau să vă întreb, vă este teamă că fiind tocmai lucruri făcute pe repede înainte să nu fie durabile sau să fie, nu știu cum, făcute cu anumite lacune, să descoperim că, uite, nu știu ce dale s-au și rupt între timp, după ce o să vină Iohannis, doamna premier Dăncilă.
Da, lucrări, și mulți alți oameni importanți. Sunt făcute, din câte am văzut, de Urbis, care este o societate a primăriei. Dacă lucrurile ies prost, tot primăria plătește. Da. Cred că pentru astfel de lucrări, poate chiar dacă costă ceva mai scump, ar trebui să se apeleze la firme private, care iar în contract să fie stipulat foarte clar că dacă lucrarea nu e de calitate și într-un anumit număr de ani se degradează, atunci firma trebuie pe cheltuiala ei să execute toate reparațiile care sunt necesare. O garanție impusă foarte clar. Bun. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Spuneați ceva la începutul emisiunii de propunerea pe care a făcut-o PNCCD în acest Consiliu de Dezvoltare al municipiului. Vă rog frumos să spicuiți și celelalte propuneri pe care le-ați făcut. Chiar ieri a fost o ședință, nu? O nouă ședință a acestui Consiliu. Da. Să spicuim și să dezvoltăm foarte puțin despre fiecare în parte. Ce alte propuneri ați avut? Nu o să am chiar timp să le dezvolt. O să avem și alte emisiuni și o să avem și altă ocazie. Aș începe cu bursa locală a planurilor de afaceri, care este deja inclusă în viziunea pentru dezvoltarea Buzăului pentru anul 2030, este pe site-ul Consiliului de Dezvoltare. Ce își propune această bursă a planurilor de afaceri? Pe lângă incubatorul de afaceri, care este o idee a domnului primar Toma, această bursă de afaceri vine cu o soluție și pentru finanțarea startup-urilor sau afacerilor care vor să se extindă. Adică cetățenii care doresc să-și deschidă o afacere își prezintă un plan de afaceri care este publicat pe un site al primăriei. Da. Iar cetățenii interesați pot să investească în această afacere primind în schimb acțiuni. Este o alternativă bună pentru ca să ocolim băncile, care din păcate oferă dobânzi, zic eu, exagerate aici în România, și este o soluție și pentru cetățeni, pentru cetățenii care își țin banii la bancă, să câștige ceva în plus și să investească și niște afaceri destul de sigure, care sunt selectate totuși de primărie și prezintă niște garanții, pentru că nu orice plan de afaceri poate să va putea să intre acolo pe acel site. Pe lângă acest site am mai propus încă un fel de gadget, un catalog al produselor buzoiene pentru export. De ce m-am gândit la acest lucru? Să ne uităm la China. Ce se întâmplă? Are o diasporă în întreaga lume și își folosește această diasporă tocmai pentru a exporta produse chinezești. A transformat diaspora într-o rețea de distribuție. A fost o tragedie faptul că foarte mulți români au plecat din țară, dar este și o parte pozitivă a acestui aspect. Pentru că având o diasporă românească foarte numeroasă în anumite state europene, această diasporă ar putea să ajute economia din Buzău prin faptul că va distribui aceste produse fabricate aici. Acest catalog al produselor buzoiene pentru export poate fi promovat la costuri foarte reduse sau chiar gratuite în rândul românilor plecați în străinătate și va fi o situație de win-win. Și acei români pot să câștige niște bani vânzând pe piețele din acele țări produsele din Buzău, și inclusiv firmele din Buzău au un avantaj, pentru că iată, dintr-o dată apar distribuitori, agenți de vânzări și în alte ajunge pe piața externă țări mai ușor. Da. Bun, cam acestea ar fi și alte propuneri. O să le discutăm și pe acelea, domnul Avramescu, fără doar și poate. Până la urmă, Consiliul ăsta de Dezvoltare, așa vi se pare că ați participat la toate ședințele, nu? Este o chestie serioasă până la urmă? Nu am participat la toate ședințele, am participat la destul de multe, da. Adică, vi se pare că este o chestie
formală sau chiar acolo se discută și se pun pe tapet niște probleme deci, fezabile? Eu am vorbit mai mult aici despre partea economică. Acest consiliu are și altă componentă, componentă culturală, socială și așa mai departe. Impresia mea a fost că se discută foarte serios pe toate aceste componente, deci nu doar pe partea economică. Și domnul primar Toma este foarte deschis la propunerile bune care apar în cadrul acestui consiliu și inclusiv de la cetățeni, pentru că multe propuneri nu vin neapărat din partea membrilor consiliului, ci de la cetățeni. Chiar au fost ședințe publice în care au fost invitați și cetățenii și au, inclusiv pe site, cetățenii pot să transmită aceste propuneri. Nu știu în ce măsură aceste proiecte vor fi și implementate, pentru că nu depinde de mine. Dar proiectele sunt foarte bune și apreciez deschiderea de care dă dovadă domnul primar. Eu îi doresc succes și sper să reușească să le și implementeze măcar o parte importantă din ele și o să-l felicit dacă va reuși acest lucru. Doamna Avramescu, vă mulțumesc pentru prezență, pentru analiza făcută pe marginea subiectelor pe care le-am dezbătut în această emisiune. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit. Rămâneți pe Campus TV. În câteva minute, Magda Ionescu vă așteaptă la o nouă ediție a emisiunii de ale Buzianului. Noi vă dorim să aveți parte de o mini-vacanță, nu neapărat liniștită, ci foarte agitată din multe puncte de vedere și frumoase, dar să ne revedem sănătoși după aceste 4 zile minunate. Și apropo de minunat, încă o dată, mesajul nostru sincer pentru cei de la CNAIR, vă iubim, vă iubim din tot sufletul nostru, CNAIR, love, love, la revedere!